Vreau să vă prezint astăzi o rețetă foarte îndrăgită peste tot în lume. Este vorba de gulaș. Vă provoc să încercați această rețetă la ceaun și foc de lemne pentru un gust excelent și, bineînțeles, toate acestea afară în natură, pentru că atunci când ne conectăm cu natura și mâncarea este mai gustoasă. Sper să vă placă și să începem gulașul! Tocăm mărunt două cepe mari, împreună cu doi căței de usturoi. Un ardei gras. Doi morcovi mari împreună cu o bucată de țelină și o rădăcină de pătrunjel. Mai avem nevoie de 1 kg de carne de vită și 1 kg de carne de porc, pe care le tăiem în cuburi. Un kilogram și jumătate de cartofi, pe care de asemenea îi tăiem cuburi. Patru sute de grame de afumătură. Și frunze de pătrunjel, busuioc și țelină, proaspăt culese din grădină. Un litru de sos de roșii, două conserve de fasole, ulei, sare și piper proaspăt măcinate după gust. În 100 de ml de ulei, călim ceapa și usturoiul. După ce s-au călit bine, adăugăm morcovul, țelina și pătrunjelul. Adăugăm apoi carnea de vită și de porc și le lăsăm și pe acestea la călit.
Adăugăm pe rând 3 carafe de apă. Potrivim de sare și piper și lăsăm la foc până carnea este fiartă. Adăugăm cartofii, afumătura și fasolea. Adăugăm bulionul și mai lăsăm să fiarbă 10 minute. La final adăugăm frunzele pentru și mai mult gust. Aceasta este rețeta mea de gulaș, sper să vă placă și să încercați și voi!